auzit mulți fermieri care mizează pe rapiță anul ăsta. Așa s-a întâmplat și la în ferma ta? La mine nu pot să spun că am fost foarte încântat. Au fost niște condiții foarte vitrege în toamnă. Nu a plouat foarte mult timp, am stat foarte mult în dubiu să o mai pun, să nu o mai pun. Până la urmă am hotărât totuși să risc. Am semănat pe data de 3 octombrie. După ce că am semănat atât de târziu, departe de epoca optimă în care știm toți că trebuie semănată rapița, și ploaia a venit destul de târziu, astfel că primele plante au început să răsară în jurul datei de 2-3 noiembrie. Ce zici, va fi și anul ăsta secetă? Cum miroși anul ăsta agricol? Deocamdată la noi nu este. Noi suntem învățați aici cu seceta. Tu ești fermier sau om de business? Sau fermierul trebuie să fie și om de business? Cred că fermierul trebuie să fie din toate. Să fie om de business, să aibă idee și de agricultură, să aibă idee și de utilaje agricole, să aibă idee și de... Nu știu, ceva trebuie schimbat, cred eu. Fiindcă nu poți să fii numai agricultor. Dacă nu ești un bun manager, să știi când vinzi, când faci contracte, nu e bine. Dacă n-ai o mică idee și de ce utilaje trebuie să folosești în câmp, iar nu e bine. Totuși, din ce văd în ultimul timp, cred că trebuie cumva să externalizăm ceva. Nu-mi dau seama ce poate. O parte din lucrările agricole. Deci prestarea de servicii. Prestarea de servicii. Și aici vedem o sulă de rapiță, putem să vedem și altele. Asta mă gândeam să este mai aproape. O să te invit aici la sufrageria mea din câmp. A plouat ceva zilele astea la nu, tine? Nu, la noi ne-a ocolit acum când a plouat în toată țara. A plouat puțin mai înainte. N-au dat decât vreo 2 litri în toată perioada asta în care în toată țara au fost cantități semnate de precipitații. Așa este la noi tot timpul. Începe să bată vântul, cum vezi. Uh-huh. Te invit la sufrageria mea din lan. Ai deschis și ușa. Bun, hai să vedem ce treabă face anul ăsta aici. Văd acolo că ai pregătit în sufragerie. Da, am pregătit sufrageria de invitat. Șemineu nu ai, da? Să luăm. Asta, dar nu. Șemineul îl oferă soarele. Îl oferă soarele, da. Practic. Și nu mai e cazul de șemineu deja, că vine primăvara, vara. Da, la noi dintr-o dată azi noapte au fost... Chiar. Văd aici și o cazma pregătită. Da, ne scoți o plantă? Dacă tu, da, scoatem o plantă, să vedem. Cum am zis, este pusă în niște condiții destul de vitrege, apa a venit destul de târziu. Asta e asemănătoare. Da, eu zic să luăm loc aici în sufrageria ta. Da. Și să discutăm un pic. Îți încredințez aici copiii tăi. Ca da. Să ne povestești tu mai mult. Da, este și pentru mine o, să zic așa, o experiență. Niciodată n-am semănat atât de târziu. Am fost la un moment dat, mă gândeam să o întorc, să pun altceva, numai că făcând în toate calculele ce puteam să pun floarea soarelui, nici cu asta nu era o, să zic așa, o mare afacere, dat fiind prețul care se vehiculează că va fi la vară, și am hotărât să o păstrez. Bun, și cum îți faci calculele? Păi, ca să ieși pe plus. Îmi fac calculele, estimez să scot o producție măcar de 3 tone, la un preț de maxim 2 lei, fiindcă nu va fi mai mare. Și o să nu cheltuiesc mai mult de 4.000 de lei pe hectar. Uh-huh. Cam ăștia sunt calculele în care trebuie să mă încadrez cu orice preț. Dacă vine vorba despre fertilizare, ce ai ales? În general aleg să fertilizez echilibrat. Folosesc îngrășăminte, fertilizați MPK, dar care să conțină și micro și oligoelemente, fiindcă în primele faze de vegetație, mai ales în cazul meu, semănată de târziu, planta are mare nevoie. Ideea este ca să avem niște plante sănătoase, fiindcă dacă ele sunt sănătoase, atunci mult mai bine luptă și împotriva factorilor de stres care nu sunt destuli. În general am solul cu pH peste 7,7, 7,8 minim, până în 8. Uh-huh. Și atunci m-am folosit acest îngrășământ de care îți spuneam.
pe care nu e prima dată când îl am, cred că este al treilea an de când îl folosesc. O să mai vin, am și folosit de fapt un alt în tot fertilizant cu sulfat de calciu și carbonat de calciu, fiindcă în general noi nu mai foloseam de mult produse care au calciu. Am folosit și sulfatul de calciu pentru a avea o sinergie și cu azotul pe care l-am dat culturii. Laurențiu, văd în depărtare, ai niște oaspeți astăzi la ușa sufrageriei. Da, sunt colaboratorii mei, cei care mă consiliază în culturile mele. Ia, hai să mergem la ei. Mele. Stai puțin ca să iau și caz mama. Să luăm și caz mama, da? Hai precis că... o să vrea o să vadă ce ai făcut plante, aici. Da. Ionuț, Cristina, cred că este important și pH-ul solului, din câte știu de la voi. Și aici avem ce pH? Da, pH-ul solului este foarte important în tehnologia de cultură. Aici, așa cum ne arată și acest pH-metru, avem un sol cu un pH ridicat, în cazul de față alcalin. Din analiza solului pe care am făcut-o, a reieșit faptul că avem și un exces de sodiu. Pentru asta, partenerul nostru a aplicat sulfat de calciu granulat pentru a elimina acest exces de sodiu și a înlocui sodiu toxic cu ion de calciu. Aș vrea să-ți mai pun ceva, Andreea, foarte important. Calciu este esențial în sol, îmbunătățește structura lui, îl face mai aerat, mai poros. Și ce e important pentru această zonă cu deficit de precipitații este că crește capacitatea de reținere a apei. Este foarte bine cu capacitatea de reținere a apei, datorită faptului că noi aici avem ploi foarte rare, dar calciu ajută și la nutriție în cultura aceasta de rapiță? Mai ales la rapiță. Rapița este o mare consumatoare de calciu. Pentru o producție de 3-4 tone la hectare este nevoie de un minim de 200 de kilograme de calciu aplicat. Să analizăm și planta. Din punct de vedere fitopatologic nu sunt probleme, nu avem carențe. Îngrășământul 12-8-16 cu 9 sulf, 2 magneziu și microelemente a avut efectul scontat. Deși a fost răsărită foarte, foarte târziu, vom analiza și partea de sistem radicular să vedem dacă sunt prezente alte carențe. După cum se poate vedea, nu avem carența de bor instalată. Fertilizarea a fost una echilibrată. Atât azot, fosfor, potasiu, cât și macroelemente de ordin secundar, cum ar fi sulful, magneziu, zinc, chiar și bor, se poate vedea că nu avem instalate carențe. Se vede că a suferit din cauza secetei. Laurențiu, cred că ne poate spune mai bine. Da, nici terenul n-a fost bine pregătit. V-am zis, am pus-o oarecum la limită, la risc. Până la urmă este și un experiment să vedem ce se întâmplă la vară, până la vară. Eu o să am grijă de ea atâta cât pot. V-am zis să mă duc doar în plafonul ăla de cheltuieli, niciun caz mai mult. Și eu sper că totuși, până la urmă, voi face minim 3 tone de rapiță aici, așa cum o vedeți dumneavoastră. Va recupera în perioada asta? Da, cred că va recupera. Ar fi șanse de recuperare pentru că fermierul de astăzi face mereu analiza solului pentru a-i îmbunătăți calitatea. Punerea în aplicare acestei strategii este benefică atât din punct de vedere economic, cât și ecologic pentru fermier și ajută, în final, la creșterea potențialului de producție.